Pentru zodiarac, în plan personal, apare o atracție puternică pentru viața de familie, pentru tradiții trecut, lucru care vă leagă oricum de, de experiențele voastre anterioare. Și apare o atracție către această zonă poate să fie și o zonă de conservatorism, să zicem, în uh, atitudini, în uh, stilul de viață. Oricum, în 17 octombrie și în relație prietenii se folosește intuiția, dorința de a fi mai independenți, curiozitatea, nonconformismul. Legat de contracte, de asocieri, căsătorie, eventual procese, pot să apară impulsurile un pic mai uh, uh, destructive, pasiunile un pic mai uh, dureroase, mai haotice, iar relațiile pot fi marcate mai ușor de gelozie pentru unele persoane. Din 18 octombrie, legat de resurse și de bunuri materiale, apar o exprimare a emoțiilor mai puternică, a creativității, în zona resurselor, a bunurilor materiale, a carierei chiar. Uh, aveți o susținere pentru a vă exprima sensibilitatea, bunăvoința, generozitatea. Există riscul totuși de exagerări care pot să vă afecteze puțin și sănătatea. În 19 octombrie, resursele, bunurile materiale sunt susținute în familie, de cămin, de relația părintele de același sex sau de trecut. Apare sensibilitatea, iar relațiile sunt bune, bazate pe inteligență și talent. În 20 octombrie, comunicarea cu cei apropiați aduce prin plan armonia, dorința de a fi în natură, aveți interes mai mare pentru excursii, de pildă, pentru a fi în aer liber, iar în 22 octombrie, tensiunile care apar între timpul acordat familiei, cel dedicat carierei, pot să aducă stări de dezordine, de confuzie. Vă pot face un pic mai irațional și pot să aducă și iluzii relațiile pot fi uh, marcate mai ușor de iluzii, de abandon, iar uh, ele pot să, uh, puteți chiar avea suferințe uh, marcate de frustrări care pot aduce nervozitate și acțiuni care uh, nu sunt tocmai bine uh, gândite. Tensiunile acestea însă se rezolvă cu ajutorul prietenilor sau negociind contracte. În 23 octombrie, în zona familiei, a căminului și a trecutului, se folosește tactul, comunicarea, diplomația, creativitatea, bunul gust, apare dorința de cunoaștere, dorința de a vă implica în studii, în călătorii. Totuși, toate aceste lucruri sunt întovărășită de uh, autocompătimire la unele persoane, de nepăsare la altele, uh, de lăcomie eventual, de uh, dorința de a risipi cât mai mult, uh, de a avea excese, uh, nervozitate, erori uh, de raționament uh, și chiar puteți face abuz de încredere uh, în genul să uh, fiți vulnerabil chiar la așa ceva. În orice caz, în relații apare incertitudine. Sfatul este să evitați excesele de orice fel, iar din 23 octombrie, saturn ieșind din retrogradare, învărsător, aduce schimbări în viața voastră care vă favorizează în planul gândirii. Dar aceste schimbări aduc și limitări în libertatea voastră de a vă exprima, dar aduc și dorință mai mare de cunoaștere și dorință mai mare. De schimbări sociale.